Eu sunt Sergiu Timar, iar astăzi am onoarea să comentez alături de marele analist, Joe Ciungălan. Și a început meciul. Alexandru Kipciu. Faza devine interesantă. A fost cât pe ce să profite de acea eroare. Acesta a fost un exemplu perfect de un doi ca la carte. Jucătorii au colaborat excelent la această fază. Trebuia să facă 1-0 la această fază. Era un start de vis pentru întreaga echipă. Intervenție ratată, arbitrul acordă faul. Arbitrul îi arată cartonașul galben. Jucătorul cred că se aștepta la această decizie după acest atac dur. Și centrează. Bine l-a găsit. Frumoasă pasa. Daniel Georgievski. Alexandru Kipciu. Cristian Molinaro. Daniel Georgievski. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Au un joc de pase încântător. Și portarul prinde balonul cu siguranță. Bourceanu! Ce intervenție promptă! Ce intervenție promptă! Centrează! Respinge bine centrarea. Balonul ajunge la Alex Bourceanu. Adrian Popa. Lucian Filip. Nu a fost una dintre cele mai bune pase. Repunere din colțul careului. Alexandru Kipciu. Primește Gabriel Iancu. Schimbă jocul în flanc. A câștigat posesia. Nu prea a avut alte variante. A continuat bine de unul singur. Foarte frumos șutul, dar cam inutil. Nu cred că putea să lovească mai bine acea minge. A trebuit să mai încerce.
preluarea. Cristian Molinaro. Mingea ajunge în atac. Grăbesc puțin ritmul. Primește Felipe Lopez. Liniștește jocul. Și arbitrul fluieră finalul primei părți. E un meci total diferit față de partida din tur. La fiecare ocazie am avut senzația că se poate marca, că dinamica jocului se poate schimba radical. Deocamdată nu s-a marcat niciun gol, e 0-0. Stuttgart și Steaua București. Nu, așa nu are nicio șansă. Cred că va centra. Intervine bine fundașul. Și Iasmin Lartovnevic. Acum, să vedem! Șut bun! E gol! A marcat! Ce inspirat a fost! Iată că meciul a prins viață în această repriză secundă. A finalizat cu calm, foarte frumos. Aceste șuturi joase sunt extrem de dificile pentru portare. Aceștia trebuie să reacționeze din timp și să arcuiască foarte tare pentru a putea interveni, ceea ce nu s-a întâmplat la această fază. Partida se reia de la 1-0. Se pare că pauza a venit ca o binecuvântare pentru această echipă. Ce start formidabil de repriză! Au început cum nu se putea mai bine! Cristian Molinaro. Alexandru Cipciu. Pasă filtrantă. Îndepărtează mingea. Bună preluarea. Faza devine interesantă. Conduc confortabil acum. Au două goluri avantaj. A fost vina portarului la acest gol. Ce moment dificil pentru portar. Asta e când echipa ia gol pe greșeala ta. Nu mai poți să spui nimic. Trebuie să fie tare și să nu se demoralizeze. Acum cred că au meciul în mână. Rafael Holzhauer primește Martin Harnik. Ocazie mare acum. Șansă bună acum. Trimite mingea în careu. Pasează bine, dar trebuie să se miște mai mult dacă vor să scoată fundrașii din joc. A deschis bine jocul. Primite mingea în față. Ce bine a deschis jocul. Au plecat toți pe contraatac. Riscantă pasă. Frumoasă pasa. Îi vine bine mingea. Popa! Cacao. Tamașajnal. Am depărtat pericolul. Și Cristian Tănase. Primește Gabriel Iancu.
E gata. A înscris, e gol! A finalizat cu sânge rece! Au un avans de 3 goluri, pot sta liniștiți acum! Faza a fost foarte bine lucrată, acești jucători pasează cu o lejeritate ieșită din comun! Ce fază au făcut la acest gol? Se vede că exersează mult schemele de atac la antrenamente! Acest jucător are un simț al golului ieșit din comun! E de neoprit în acest meci. A profitat de fiecare ocazie pe care a avut-o. E un jucător de rasă. Arbitrul a fluierat. După această partidă au dat peste nas celor care nu le-au dat nicio șansă. Au demonstrat că rezultatul primului meci nu a fost o simplă întâmplare și că sunt echipa mai bună. Cât de determinați sunt acești jucători, par dornici de a ajunge... Thank you.